Piața uleiurilor vegetale este tot mai bogată, noi sortimente făcându-și loc pe rafturile magazinilor și în dulapurile noastre. Cum consumăm aceste uleiuri noi și ce trebuie să știm despre fiecare pentru a ne bucura doar de beneficiile pe care ni le oferă, aflăm în rubrica Leac Bun. Dragii mei, bine v-am regăsit la Leac Bun, emisiunea alegerilor inteligente pentru sănătatea dumneavoastră. Alături de nutriționistul Cristian Mărgărit discutăm despre uleiuri vegetale și când acestea sunt leac și când sunt o travă. Bună dimineața, Cristian! Bună dimineața! Ești fan al uleiurilor vegetale sau, mă rog... Folosești? Pentru că sunt gustoase, dau gust mâncării, ele pot ajuta la asimilarea unor nutrienți, dar nu sunt neapărat fanul lor, pentru că este foarte ușor să mănânci prea mult dintr-un ulei să vegetal. Să trecem în zona de exces, pentru că uleiurile vegetale, până la urmă, sunt o formă foarte concentrată de energie. Sunt, practic, grăsime pură. Unele mai au rămase din sămânța de bază sau din alimentul de bază. Vorbim de 90 ceva la sută. 99,99. Un pic de antioxidanți, poate vitamine, în unele anumiți coloranți, pigmenți. Există, desigur, contrafaceri la nivel mondial semnificative atunci când vorbim de uleiurile vegetale. A fost un scandal cu uleiul de măsline și altele au aceleași probleme și trebuie să avem mare grijă. Hai să vedem la partea de leac. Când sunt leac? Deci când ne ajută? Sunt leac în general când sunt folosite la temperaturi mici, când au fost extrase la temperaturi mici, deci nu prin încălzire, deci, nu rafinate. Ulei extra virgin presat exact. Rece, nu? Și când le folosim în cantități mici, de asemenea fără a le încălzi. De exemplu, uleiul de măsline extra virgin are un punct de fumegare. Punctul de fumegare înseamnă temperatura la care uleiul începe să se descompună accelerat de vreo 120 de grade, deci foarte, foarte scăzut. Deci dacă suntem cu focul la maxim și am prăjit în ulei de măsline, l-am transformat în o travă. Exact. El rezistă bine până acolo pentru că are antioxidanți, are tocoferol, vitamina E și dă un plus mâncării, dar dacă am ridicat prea mult temperatura, atunci ar trebui să merg către un ulei rafinat chiar și de măsline, care este mult mai stabil termic. Hai să rămânem în zona de medicamente data asta. Deci vorbim de așa, dacă ar fi să faci un top, care ar fi uleiul cel mai sănătos? Cred că uleiul de nucă de cocos ar fi cel mai bun și asta spuneam că și apare, tu folosești, apare, ești fan, nu? Da, apare un paradox pentru că el e bogat în grăsimi saturate, culmea. Ele sunt ceea foarte ce stabile. E o excepție în regulă. Da. Sunt uleiurile exotice care sunt și foarte stabile, foarte rezistente. Ele au un avantaj atât la gătit, cât și folosite în alimentare. Uleiul de măsline, care e la este modă. Foarte bun, cel extra virgin, dar, repet, folosit la o temperatură mică. Am copt peștele, să spunem, l-am scos, l-am răcit un pic și abia apoi pun uleiul de măsline peste. Mă duc acum în zona de controverse un pic. E o discuție dacă, într-adevăr, că peste tot acum iarăși e la modă, omega-3, omega-6. Problema cu uleiurile vegetale e proporția, nu? Procentul. Proporția ideală în alimentație nu prea la vegetale, nu prea. Întâlnim câteva uleiuri, cel de cânep are o proporție de 3:1, omega-6 la omega-3, cel de semințe de in are o proporție și mai bună, dar depinde și de când a fost cules, de sol, semințelor de in. Proporția, așa cum spuneam, în alimentație omului se pare că ar trebui să fie de 3:1. Dacă vorbim de floarea soarelui, chiar și de dovleac, de migdale, de nuci, diverse alte tipuri de uleiuri foarte aromate, sunt dezechilibrate, nu? Sunt foarte dezechilibrate și ele ar trebui. Și ce au mai mult omega-6? Au prea mult omega-6, care poate avea un efect proinflamator. Culmea, dacă vorbim de semințele de floarea soarelui, ele în sine nu au acest efect. Doar când scot de acolo uleiul, îl rafinez și mai ales îl încălzesc, pentru că aceste uleiuri încălzite, culmea, deși nu conțin colesterol, ele pot crește așa zisul colesterol rău, LDL-ul, acele lipoproteine, transportatorii de colesterol, care măresc șansa ca acest colesterol să se depună în exces pe vasele de sânge. Până la urmă, cheia la uleiurile vegetale, ca să rămânem în zona de medicament, cu toate controversele, este în primul rând cantitatea. Cât mai mică. Și modul de extra, deci cât mai curat, cât mai presat la rece. Exact, cât mai curat. Presate la rece și iarăși să nu urcăm temperatura atunci când gătim. Atunci când prăjim la temperatură mare, este rafinat. Mai bine să deci fie rafinat. Se schimbă strategia. Se schimbă strategia pentru că ele sunt mult mai stabile. Atunci intră în joc uleiurile cu o proporție mare de acizi grași saturați, uleiurile exotice, uleiurile foarte curate, cum sunt uleiuri rafinate de floarea soarelui, care este extrem de popular, chiar și de porumb. Dacă mergem către un alt ulei și m-aș întoarce către leacuri, uleiul de germeni de grâu este extraordinar de sănătos și extraordinar de bun și uleiul de germeni de porumb are niște beneficii. Deci iată că nu putem spune că sunt bune sau rele și deci trebuie acum, să ținem cont de foarte mulți factori. Și sunt foarte mulți factori, inclusiv de marketing în toată fiecare piața producător asta. Încearcă să pună pe tavă, bineînțeles,
beneficiile produsului pe care îl aduce. Asta este până la urmă bine, că iată, avem pe piață nenumărate tipuri de uleiuri în ziua de astăzi, inclusiv uleiuri foarte aromate sau care conțin alte componente sănătoase. Cristian, îți mulțumesc foarte mult pentru informațiile utile și interesante pe care le-ai dat. Iar pe dumneavoastră, dragii mei, vă aștept în continuare aici, la Leac Bun, la emisiunea Alegerilor Inteligente pentru Sănătatea dumneavoastră.